V-aș fi dorit mai mult de atât. Dar bine, ce ne dăm primul, da? Da, ce ți-l? 13. Faceți o instituție. Vreți să mai... Dina, Calu, Vulpe, rămâneți în alb. Udrea, Vicenzo, Rogoveanu. Domnule, spune un sfârșit la treabă. Lungă așteptare. Da, este adevărat. În primul rând, bună ziua. Vă mulțumim din suflet că sunteți aproape de noi, așa cum ați fost întotdeauna. Da, așteptarea a fost cam lungă, pentru că am avut o vacanță foarte lungă, terminând campionatul în luna mai. A fost iunie și iulie o jumătate, deci o lună jumătate de pauză. Dar a venit și ziua pe care o așteptam de mult, să mă revăd băieții care sunt în momentul de față la antrenament. Sunt bucuros de jucătorii care au rămas în lot, de jucătorii pe care i-am adus și sunt convins că în zilele următoare vor mai apărea jucători noi. Pentru că tu vorbiți de lot, este unul destul de stufos. Concurență mare, nume noi, nume importante. Da, este adevărat. În primul rând am vrut să aduc din nou jucători cu experiență. L-am readus pe Edi Dina, am reușit Costinel Gugu, Viorel Vulcică, trei jucătorii care, după părerea mea, vor face diferența și sunt convins că ne vor ajuta pentru a ne realiza obiectivele pe care ni le-am trasat. În ultimii ani, acest filiaș a fost mai mult decât surpriza plăcută a campionatului. Acum ne amintim și de isprăvile din Cupa României. Ce își propune în acest nou sezon? Da, este adevărat. Rezultatele pe care le-am obținut în ultimii 3 ani, în care am participat de 2 ori la promovare, la baraje de promovare Liga 2, iar acum 2 ani ajungând în sferturile Cupei României, cu siguranță aceste rezultate ne obligă să avem și campionatul următor un parcurs foarte bun. Ca și obiectiv, de asta ne-am și propus să aducem jucători buni, să ne facem o echipă bună și cu siguranță vrem să ne realizăm obiectivele, care în primul rând va fi accederea în grupele Cupei României, care nu este ușor să ajungă acolo, dar nici imposibil. Și sunt convins că jucătorii au înțeles ceea ce ne gândim și că vom ajunge în grupele Cupei României. Și bineînțeles, realizarea obiectivului pentru campionatul următor să fim în primele 4 echipe. Cum va fi seria? Aveți experiența necesară să spuneți asta? Aveți antenele întinse? Cum credeți că în momentul de față nu putem discuta de serii, deoarece până pe 15 iulie a fost data în care echipele care au rămas în Liga 3 a trebuit să depună cererile de înscriere. Urmează ca în următoarea perioadă Federația Română de Fotbal să vadă ce echipe s-au înscris, ce în care nu. Și probabil în prima fază vor veni invitațiile pentru echipele care au retrogradat și care doresc să continue în Liga 3. Deci până la sfârșitul lunii cu siguranță nu vom ști arcătuirea seriei.
noi. Vacanța asta s-a terminat, ne-am bucurat cât s-a putut. Acum am revenit la treabă, suntem aici la stadion, suntem băieții pe teren. Noi, partea administrativă, pot să zic așa că am avut o vacanță mai mică și mai intensă, mai restrânsă, așa, pentru că noi, știți cum e, lucrăm și când băieții sunt în vacanță, sunt mai multe aspecte la care trebuie să lucrăm. Transferuri. Mi-a anticipat oarecum întrebarea. Multe nume noi, nume importante, cum a fost această campanie, cum o consideri și, bineînțeles, dacă s-a încheiat cumva. Da, ca în fiecare an, în pauza competițională dintre campionate, e normal să fie transferuri și la capitolul plecări și la capitolul veniri. Cred că o să mai fie jucători care o să vină să-i vedem. Pot să zic că nu s-a terminat campania de achiziții. Cam câți jucători va forma lotul pentru noul sezon? În mare parte, cred că o să fie la fel ca și în anii precedenți, un lot de 24 de jucători, pentru că cam asta este nivelul pentru care avem nevoie. Plecăm la drum cu un obiectiv îndrăzneț, așa, bineînțeles, ca de fiecare dată, în primul rând, accederea în play-off, apoi ne gândim și mai sus? Da, cum am vorbit și în trecut, pentru noi fiecare an este o nouă provocare, atât timp cât anii trecuți am avut niște locuri în clasamente foarte bune, am avut două baraje până acum, am avut un sfert de Cupa României și anul acesta e normal să, cel puțin la fel, să sperăm să avem rezultatele ca în anii precedenți, chiar mai bune. Cu fiecare an am căpătat experiență. Este ACSU Filiaș mai puternică din punct de vedere mental, în primul rând, pentru noua ediție? Clar, de mai mult? De la an la an... Căpătăm experiență pe absolut în toate compartimentele și mă bucur că avem și un nucleu de jucători care a rămas și asta spune totul despre experiența și despre forța echipei de anul acesta. Din ce presupui așa? Ți-ai făcut niște calcule legate de serie? Cu cine ți-ai dori să joci? Sincer, nu m-am gândit la aceste chestii acum, ți-am zis, am lucrat la alte aspecte și vedem ce va fi pe viitor, în ce serie vom fi băgați. Noi o să fim o nucătare, indiferent în ce serie vom fi. Victor, din nou la treabă, iată, mulți jucători noi, nume importante, obiective importante și, bineînțeles, așa cum te știu pe tine, multă ambiție. Da, vă salut. Așa este la începutul fiecărui sezon. Sunt mulți jucători veniți, jucători, unii dintre ei pe care noi i-am urmărit pe parcursul anului. Unii dintre ei s-au și antrenat cu noi pe finalul campionatului, ceilalți au venit să-i vedem și să ne convingem de potențialul lor în zilele următoare. Este plăcut să fim din nou pe teren pentru că asta este viața noastră, asta ne place să facem și sperăm să fie un an bun, cum a fost și cel care s-a terminat, cu rezultate foarte bune. Ne dorim să repetăm performanțele de anul trecut și chiar să le îmbunătățim dacă se poate. Mai vin jucători, mai pleacă, lotul este conturat în vreun fel? Este clar că avem un nucleu de jucători care a rămas de anul trecut, jucători pe care noi ne-am dorit și continuăm împreună. S-au mai adăugat jucători cu experiență și aici mă refer la Cosinel Gugu, Eduardina, Viorel Vulcică, jucători consacrați care nu au nevoie de nicio prezentare și nici nu trebuie să ne mai edificăm asupra lor. Pe lângă aceștia au mai venit și jucători tineri, pe unii dintre ei vrem să-i mai vedem, unii deja am semnat, mă refer la Florea Marian de la Gică Popescu. Sunt doi jucători de la Clubul Sportiv Școlar, campion național, de fapt dublu campion național, de la grupa antrenată de Alin Staicu. Avem golgeterul echipei și omul finalei. Avem pe Sorin Popa, un mijlocaș de bandă care mi-a plăcut foarte mult. Pe lângă aceștia sunt alți tineri din Craiova pe care noi vrem să-i mai vedem și care considerăm că ne pot ajuta. Vor rămâne cu noi. Vorbim și de amicale acum sau este prea devreme? S-a conturat lista? Avem primele două amicale stabilite. Sâmbătă jucăm la Filiaș cu Aguntul Pieleș. Săptămâna viitoare vom juca la Cârcea. După care rămâne să stabilim și datele celorlalte jocuri. Îmi doresc cât mai multe jocuri pentru că este perioada de vară.
Sunt convins că jucătorii s-au mai mișcat în această perioadă, n-au făcut o pauză. Vara este totuși mai bine decât în perioada de iarnă, pentru că toți se mai duc la piscină, se duc la teren sintetic și cred că este un avantaj în momentul în care începe pregătirea. Putem să scurtăm puțin perioada de acumulări și să lucrăm mai mult cu mingea. Cu toate acestea, ai scos cântarul, i-ai speriat din prima zi, așa? Da, trebuie să avem, în momentul în care pornim la treabă, trebuie să avem o evidență asupra fiecăruia, să vedem fiecare la ce potențial este. Nu e de speriat, este doar cu titlul informativ și să avem așa o noțiune despre fiecare. Gata vacanța, mă bucur că am început, chiar mă plictisem acasă, sincer să fiu, și așteptam cu nerăbdare să încep. Într-adevăr, sunt mulți colegi noi, îi avem și pe cei vechi, zic că împreună o să facem treabă. Anul trecut ați făcut o treabă și bună, ați fost la un pas de isprava cea mare, de promovare. Cum crezi că va fi anul ăsta? Eu zic că o să fie tot la fel, până în ultimul moment, să zic așa, o luptă strânsă, depinde de ce serie o să cădem, dar eu vreau personal să atingem cel puțin performanța de anul trecut. Iar și în cupă mi-aș dori, de ce nu, să mergem puțin mai sus. O vacanță destul de lungă pentru noi, aceasta de vară e cea mai lungă, cred. Și din câte am văzut, băieții sunt veseli, sunt bucuroși că am revenit la treabă. Ți era dor de atmosferă, de lot? Da, mi-era dor în primul rând, chiar vorbeam. Când făceam pase în doi, îi ziceam la minge că mi-era dor de ea. Cum vezi noul sezon? Iată, nu se știe încă seria în care vom face parte, dar... Da, nu se știe seria din care vom face parte, dar din câte văd băieții care au venit, în primul rând, cred că ne-am întărit așa ca și grup. Cred că, în primul rând, defensiva a fost întărită, betonată, cum se spune. Și cred că era lucru care ne lipsea, pentru că în anii trecuți am stat bine defensiv. Și cred că și anul acesta vom sta la fel de bine cum am stat până acum. Nume noi, nume importante, va fi un sezon mai bun decât cel încheiat? Da, cu siguranță va fi mai bun, pentru că sunt jucători care au venit, jucătorii cei care au venit au experiență foarte mare și cu siguranță ne vor ajuta. Ce-ți propui tu, personal? Eu personal îmi propun să ajut echipa, să ajut pe cei care sunt mai tineri ca mine, pentru că toți sunt mai tineri ca mine, să, nu știu, dacă îi pot învăța dacă rămân cu o învățătură de la mine, eu sunt mulțumit și în special vreau să-mi ajut prin pase, prin goluri, prin evoluțiile mele. Suporterilor ce le transmiți? Suporterilor le transmit să fie alături de noi și să aibă încredere că, așa cum am făcut în ultimul timp, în ultimii ani, am făcut performanțe destul de mari pentru o echipă de Liga 3, le promitem că și anul acesta vom face tot posibilul să ținem acolo, steagul sus. Multă baftă! Mulțumesc!